Evanghelia după Luca, primele 9 versete din capitolul 13, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1007. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, a căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. El a mai spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta stau înaintea dumneavoastră cu pasajul acesta biblic, în care lângă Domnul Iisus Hristos au venit niște oameni și-au povestit o anumită nedreptate, o tragedie. Niște galileeni din nordul Israelului au bătut drumul până la Ierusalim ca să se închine. Și conform cutumei vremii și a învățăturilor, trebuia închinarea lor, pe lângă atitudinea lor de reverență, trebuia să aducă niște jertfe. Scriptura ne spune și momentul acela ne arată că pe când galileenii aceștia aduceau jertfele, a venit Pilat cu oștele sale, guvernatorul roman al provinciei de atunci, și a amestecat sângele lor cu sângele jertfelor lor. Bineînțeles că i-au omorât acolo. Și în mod normal eram curioși noi de ce. Că de asta suntem, a făcut oroarea asta, tragedia asta. Nu ne spune Scriptura câte văduve au rămas, câți orfani au rămas. Dar s-a întâmplat o tragedie, un moment dificil și ne-am fi așteptat ca Domnul să întrebe, dar cum ni s-a putut așa de ceva? Cum ni s-a făcut așa ceva? Dintr-o dată vedem că Dumnezeu privește altfel lucrurile. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde celor care au venit cu lucrul acesta. Credeți voi că acești galileeni erau mai păcătoși decât ceilalți galileeni care au rămas acasă și nu au venit să aducă jertfe aici? Nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și parcă îmi dau seama de șocul pe care l-au oamenii ăștia, care erau curioși de toată treaba asta. Și vine Domnul Iisus, spune, vă aduceți aminte de turnul Siloamului, probabil era un fel de turn Pisa al evreilor, înclinat puțin așa. Și la un moment dat ăsta chiar o și căzut. Și au omorât 18 bărbați odată. I-au omorât. Și Domnul Iisus mai pune o întrebare. Credeți voi că ăștia 18 au fost mai păcătoși decât toți ceilalți? Că noi înăuntru nostru avem un soft așa, că dacă îi se întâmplă ceva de genul ăsta, trebuie să făcut ăsta neapărat ceva. Că doar dreptatea lui Dumnezeu funcționează. Domnul vine și spune nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și ca să înțelegem lucrul ăsta, vine și spune o pildă. Un om avea sădit un smochin în via sa. Atenție, el avea vie. În via aceea avea viță de vie. Vița de vie produce struguri. Omul ăsta avea un smochin sădit în via sa. Avea 3 ani de când smochinul era sădit și trebuia să producă roadă. De 3 ani în mod constant, stăpânul viei venea să vadă rezultat la smochin. Putea să mănânce struguri pe alese, pe soiuri. Dar smochine producea doar smochinul. Și smochinul avea frunze, nu era uscat, avea tot ce-i trebuia, dar nu producea roadă. Și la un moment dat, Domnul, pentru că avea stăpânul vie, pentru că avea toată via aceasta, cheamă vierul care se ocupa de toată via. Și spune, sunt 3 ani, de când caut rod în smochinul ăsta. Eu nu l-am adus aici de frumusețe. Nu l-am adus aici să țin umbră sau când e cald, mă pun la umbra lui. Nu, cam sunt alți copaci pentru asta. Eu l-am adus aici pentru smochine. Tai el, la ce pământul degeaba? Și vierul vine și spune, stăpâne, îi mai dăm o șansă, îi mai dăm o posibilitate, vom face cumva să fie mai productiv, îl voi săpa de jur împrejur, voi pune gunoi la rădăcină și dacă nici anul ăsta nu dă rod, tai el. Intenționat Domnul leagă pilda asta
din întâmplările de mai sus. Intenționat. De ce? Pentru că fiecare dintre noi pe pământul ăsta avem un scop. Sunt copii care s-au născut odată cu tine, dar nu mai trăiesc, au murit în maternitate. Sunt colegi de-ai tăi de școală, de generală, care nu mai sunt. Pe tine Dumnezeu te-a îngăduit pentru că ai un scop, trebuie să ți-l atingi. Dacă scopul acesta este valabil pentru tine în continuare, tu mai trăiești. Cel ce dă viața, mișcarea și ființa îți îngăduie să atingi scopul acela. Dacă tu ai scos din planul lui Dumnezeu scopul tău, la un moment dat, ori un turn, ori vine Pilat, ori o situație, încheie momentul respectiv. Pentru că se aștepta o anumită productivitate. Permiteți-mi să vă vorbesc din ceea ce prezintă Domnul aici câteva lucruri importante pentru noi. În primul rând, prima întrebare este, și voi discuta pe bază de întrebări lucrul acesta, prima întrebare, ești spin sau smochin? Pentru că, iubiții mei, Sfânta Scriptură spune în Evanghelia după Luca o contradicție, capitolul 6, versetul 44. Spune cuvântul Domnului așa, căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Nu se culeg, nu se strâng smochide din spin, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Încă o dată, nu se strâng smochine din spin, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Se pune o contradicție aici. Totdeauna smochinele se culeg din smochin. Totdeauna strugurii se culeg din viță de vie. În niciun caz nu ai cum să găsești struguri în spin. Stimații mei, înainte ca noi să fi existat vreodată, Dumnezeu în suveranitatea Lui a așezat un prim om în grădina Edenului. Și prin păcatul neascultării Lui față de Dumnezeu, față de inocența pe care a avut-o la început, noi toți am devenit niște spini. Noi toți am devenit ființe care păcătuim pentru că suntem predispuși. De foarte multe ori, mulți oameni nu înțeleg lucrul ăsta și spun, Doamne, dar ce-s vinovat eu? M-am născut în anul 2000 și ceva, deci eu făcut Adam acum 6 milenii. Ce-s vinovat eu de toată treaba asta? Stimații mei, conform învățăturii Bibliei, există anumite rânduieli pe care trebuie să le iei așa. Nu ești vinovat tu, dar tu semeni cu părinții tăi. Tu, cum vă vorbeam aseară, moștenești de la părinți foarte multe lucruri. Și felul de șer de viețuire, dar și frumusețea, dar și inteligența, dar și aptitudinile pe care le ai. Că dacă ești un tată mai meseriaș, automat feciorul și copiii vezi, și fetele chiar le vezi, cu șurubelnițele, se pricep. De ce? Tata e descurcăreț în domeniul ăsta. Toate lucrurile astea le moștenești de acum. Și acum aș vrea să vă vorbesc din punctul ăsta de vedere teologic. Să presupunem că toți de aici am avea vârsta de 30 de ani. Îmi cer scuze pentru cei mai tineri. Dar toți am avea vârsta de 30 de ani. Punem o întrebare logică. Unde eram noi acum 32 de ani? Sau 35 de ani? Unde eram noi? Bineînțeles că există multe teorii pe care le putem spune noi. Dați-mi voie să extrag o învățătură care se găsește în Evrei, capitolul 7, unde Sfânta Scriptură ne spune despre patriarhul Avram. Omul acesta a venit de la o biruință a împăraților și spune Scriptura că a dat zeciuială lui Melchisedec, preotul din Salem. Cuvântul Domnului spune în felul următor, Evrei capitolul 7, versetul 9 și 10. Mai mult, însă și Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avram, căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Atenție, când Melchisedec a întâmpinat pe Avram, Levi, strănepotul lui Avram, nu era născut. Dar Biblia îl identifică undeva. Nu era în șeruri, nici sub pământ, nici în Antarctica, ci era în coapsele strămoșului său. Deci la întrebarea dacă toți am avea vârsta de 30 de ani, unde eram acum 32 de ani sau 35 de ani, eram în părinții noștri. Dar acum 100 și ceva de ani, în bunicii noștri. Și atunci punem întrebarea logică. Dar când Adam a întins mâna și a luat din fructul oprit și virusul păcatului a intrat prin mușcătura aceea în el, noi unde eram? În el. De aceea păcatul a trecut asupra întregii lumi. De aceea nu trebuie să înveți un copil să spună minciuni. Oricum îl vei prinde cu minciuni.
De aceea nu trebuie să înveți pe nimeni să se răzbune. Te enervează careva, te ofensează careva, nimeni nu spune, băi, mă duc la o școală de răzbunare să-i arăt lui ăsta ce trebuie. Știi, pe loc știi și trebuie să-i faci, nu-ți mai găsi niciodată de tine. De ce? Pentru că e natura noastră starea asta de lucruri. E natura, ne naștem cu ea. Efectiv, suntem mai experți în rău decât în bine. Din cauza aceasta devenim spin. Ori poporul pe care Dumnezeu și l-a luat deoparte, cu toate că respectăm cultura babiloniană, cu toate că respectăm cultura asiriană, cu toate că respectăm cultura egipteană, cu toate că știm că au fost dezvoltați economic, poporul lui Dumnezeu pus deoparte de Dumnezeu ca națiunea lui, căruia a dat legile lui, pe baza legii Vechiului Testament, toate constituțiile popoarelor, este poporul evreu. Și Dumnezeu s-a ocupat prin profeți, prin oameni deosebiți ca poporul acesta să producă o roadă bună și să nu mai producă atâția spini, să nu mai producă atâtea bălării. Atenție ce spune cuvântul Domnului în Mica, în pasajul biblic din Mica, capitolul 7, versetul 4, unde Scriptura ne spune că după lege, după profeți, după învățătură, după har, spune așa, cel mai bun dintre ei, deci campionul lor, este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spin. Asta e performanța lor. Atenție, cu lege, cu jertfe, cu profeți. Maximul pe care l-au putut aduce ei a fost niște spini mai lungi. Au fost niște tufișuri. Îmbrățișează un tufiș de spin. Îmbrățișează un cactus și ai să vezi, cactusul nu simte nimic, dar tu ai simți multe, multe înțepături. Ori, iubiții mei, asta suntem noi din pricina păcatului. Când cineva ne face un bine, totdeauna spinii ies la iveală. Oare și urmărește asta, Dumnezeu? Ce caută el? Bine, la un moment dat ești prieten cu cineva, lucrezi la aceeași firmă, ai același salar, dar dintr-o dată observi că ăla schimbă mașina. În loc să te bucuri de prietenul tău, cu ce umblă ăsta, domnule, de are bani să schimbe mașina? Lucrul ăsta e înăuntru, la noi, la toți. Invidia, răutatea, disprețul, ies ca spinii din noi așa, îi mai cocolim, mai punem pic peste noi cultură, mai punem peste noi educație. Dacă ne enervează, ne facem ca niște arici. N-ai de unde să-l prinzi pe asta, pentru că e tot numai spinăraie. Și permiteți-mi să vă spun, de foarte multe ori asta suntem, și asta e natura noastră, producem spini și suntem spinoși. Câteodată nu ne poate iubi nimeni, nici noi nu ne înțelegem pe noi. Stăm câteodată și ne gândim așa, unde am ajuns și ce suntem. Pentru că natura noastră este asta. Ați întâlnit vreodată că primăvara, așa spinii mai fac niște floricele galbene, albastre. Mai întâlniți oameni, băi, dar totuși eu mai fac și fapte bune așa. Mai fac, mai câteodată, mai dau numele Domnului, mai vizitez un orfan, mai fac o faptă filantropică, mă mai duc și eu undeva așa. Bineînțeles că spinii au floricelile lor, dar floricelile cele din spini ăsta îi transformă vreodată în smochin? Niciodată. Ei sunt doar spini cu floricele. Atâta tot. Atâta tot. Spini cu floricele. Pentru că natura lui este spin. Indiferent câtă apă îi torni la rădăcine, indiferent cât îl dai cu insecticid, indiferent cât îi pui îngrășământ, spinul va rămânea spin. Și asta suntem noi. Indiferent ce facem, spinul rămâne spin. Asta putem produce. De aceea a venit Hristos în lumea aceasta. N-a venit numai așa să ne spună, băieți, spune în spinile voastre portocale, banane, lile cu sârmă, cu sfoara, cu ce vreți, facem ca pomul ăsta de Crăciun, cu tot felul de beculețe, e brad, de el produce beculețe? De el produce beculețe? Ori de foarte multe ori cam asta vrem să realizăm noi în viața noastră. Să mai, frate, eu într-adevăr spinos, să sunt nervos, să sunt așa, nu mă țin de cuvânt, dar uite și voci frumoase am când ca să cânt eu spre slavă. Fratele meu, tu așezi o banană acolo, dar nu e aia producția ta, băi. Producția ta normală e de spin la greu. Asta e producția ta normală. Ori de aia Biblia spunea prin Domnul Iisus, voi care sunteți răi. Din punctul nostru de vedere, singurul concurs pe care îl avem este că nu ne raportăm la Dumnezeu să ne vadă Dumnezeu cum suntem, ci noi ne concurăm între noi așa. E ca și cum suntem într-o tabelă de leproși, știm că toți vom muri, dar eu mă bucur că am două bubi mai puțin ca el. Da, în tabăra de leproși unde amândoi vom muri,
Eu mă bucur că nu sunt așa bubos ca el. Și dintr-o dată sunt campion în tabăra de leproși. Dar știm că vom muri. Ori suntem în lumea asta a păcatului, unde toți suntem născuți spini prin Adam, producem spini, când ne îmbrățișează cineva, îi doare, șfichiuim pe oameni, că suntem atenți, că nu suntem atenți, ne mai temperăm noi, dar producem spini. Ați văzut vreodată cineva să facă mobilă din spini? Ați văzut pe cineva vreodată să ia un spin, să-l așeze în grădina lui și să-l spună că e atracția grădinei lui? Nu! Spinii sunt dați afară. Nimeni nu plantează, nu sădește, pentru că spinii cresc de la sine, sunt pistit tot în lumea aceasta. Câtă vreme nu-ți dai seama că asta e natura ta, câtă vreme nu recunoști starea asta, nu se poate schimba nimic. Hristos a venit să rezolve problema aceasta de la rădăcină. De aceea veți găsi în Biblie un termen pe care numai Dumnezeu îl produce, și anume naștere din nou, adică schimbarea naturii. Și asta o face doar Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu se îndură, rămânem spini cu floricele, rămânem spini cu portocale, rămânem spini cu ce vrem noi. Rămânem, îi uimim pe ceilalți câte daruri avem. Dar spinii la urmă sunt strânși și dați pe foc. Ăsta spinul. De-aia există iad. Că spinii n-ai ce face cu ei decât acolo. De aceea a venit Hristos să rezolve o problemă. Când ți-ai dat seama că ești spin, când ți-ai dat seama că ești rău, când ți-ai dat seama că și în cele mai sincere dorințe de a face fapte să știi, cum spunea cineva, sunt smerit, dar e important să cunoașteți asta, nu-i așa? Ăștia spin pe care îi dăm sub o anumită formă din mândrie spirituală, dar spin care locuiesc în noi. Când îți dai seama de lucrul acesta, nu e suficient să intri și să spui, băi, sunt rău, sunt descurajant de rău. Efectiv, sunt deznădăjduit de starea asta. Că nu te ajută la nimic să tragi perdele, spui, sunt rău, nu mai vreau să intru în contact cu cineva. Iuda a avut o anumită stare de asta și a dat seama că a greșit. Și poate alta era istoria Bibliei dacă Iuda, când și-a dat seama că a vândut sânge nevinovat, venea la cel ce poate schimba natura omului. De el s-a dus și s-a rezolvat problema pe contul spinului și a rămas spin până la urmă. De aceea e important, când ți-ai văzut starea asta, vii înaintea Domnului și spui, Doamne, cu toate străduințele mele sunt spin. Am mai făcut ceva fapte, dar cu spinii ăștia vreau să-mi schimb natura mea. Și spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu face ceva nemai auzit. Ascultați ce declarație are cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut. Știți care e termenul din greacă? Acolo este o făptură nouă sau o zidire nouă sau o creație nouă. Vezi oameni care altă dată nu dădeau la nimeni nimic. Erau zgârciți, ei se numeau economi, dar erau zgârciți de numai și cu casa lor. În momentul când Dumnezeu le-a schimbat lăuntru, au rămas cu aceeași înălțime, cu aceeași culoare a ochilor, cu aceleași studii, dar dintr-o dată își dau buzunările pe dos și sunt în stare să ajute orice ce. De ce? S-a schimbat natura, slăvit să fie Domnul. Amin. Din spin a devenit smochin. Și smochinii mai au ramuri uscate. Și smochinii mai pierd frunze. Dar smochinii pot oricând să producă smochine, slăvit să fie Domnul. Întrebarea mea logică pentru tine, că ăsta e vestea Evangheliei. Noi ne naștem spini, chiar dacă avem floricele și daruri puse acolo, cu timpul îmbătrânim ca spini, la urmă suntem strânși și aruncați în coșul istoriei, în iad. Dar Hristos a venit să ne schimbe natura noastră și din spini să devenim smochini. Doamne ajută! Asta e mântuirea, e simplu, v-am spus din punctul ăsta de vedere. A doua întrebare, ești în via Domnului? Există oameni care au fost transformați prin nașterea din nou, prin Duhul Sfânt. Lucrul ăsta nu face nicio biserică, niciun bord de conducere, niciun pastor, niciun preot nu poate naște pe cineva din nou. Nu-i poate schimba natura, nu stă în puterea noastră. Doar Duhul Sfânt poate schimba natura unei ființe umane. De aceea predicăm Evanghelia.
Eu pur și simplu văd când Domnul spune mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Doamne, dar nu ne dai pe nume pe aia care vor crede. Chiar predicăm la toți? Sunt unii care râd din noi. Chiar trebuie să mergem la toți? Dă-ne punct ochit, punct lovit. Domnul spune nu. Mergeți și predicați la toți. Unii vor râde acum, alții vor râde totdeauna, alții vor face mișto din voi, alții vă vor arunca, iar alții vor crede. Dar nu vă dau. Voi mergeți și predicați Evanghelia. Că Evanghelia aceasta este singura care are putere să schimbe omul din stare de smin în smochin. Dumnezeu să fie lăudat. Facem evanghelizarea în seara asta și suntem onorați că sunteți aici. Foarte mulți dintre frații noștri sunt aici, sunt copiii de fraților noștri. Cu toate că iau florișelele lor, dar și ei sunt spini. Îi nervează și ai să vezi iese. Spini. Au florișerile lor, au bruma lor de spiritualitate și au nevoie ca Hristos să-i transforme. Doamne ajută! Amin. Doar El îi transformă. Problema este că după ce Hristos te-a transformat din spin în smochin, te pune în via sa, în biserica sa. El nu te lasă în afara viei sale. Te așează într-un loc unde ești protejat, unde ai parte de har, unde ai parte de îndurare. Și întrebarea mea pentru tine, aparții de Biserica Domnului? Pentru că există oameni care au fost născuți din nou, dar nu stau în via Domnului. Efectiv, nu le place să rămână acolo. Și acolo e cel mai sigur loc de pe pământul acesta. Pentru că vierul este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Amin. Amintiți-vă dumneavoastră că la un moment dat Domnul Iisus Hristos spune așa ucenicilor lui, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic în mine. Domnul Iisus se recunoaște pe diavolul ca stăpânitor al lumii acesteia, a tot ce se vedea la momentul respectiv. Și la un moment dat, tot Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru următoarele cuvinte. Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru ca credința ta să nu se piardă. Acum eu vă pun o întrebare. Dacă diavolul tot e stăpânitorul lumii, de ce îl cere pe Petru? De ce nu-l lua, băi, dar Petru, tu ești în lume, nu? Eu și pe tine și pe ceilalți să vă bag în ciurul meu și vă dau cu capul de toți pereții și nu mai știți pe unde sunteți voi, să vedeți ce valoare aveți voi. De ce nu iau automat? De ce îi cere? Frații mei, el poate să pună în ciurul lui pe toți din lumea aceasta, politicieni, demnitari, medici, astronauti, șomeri, pe cine vrea el? Pe cei din biserică nu poate să-i pună fără aprobarea vierului. Nu poate să-i pună acolo. Un fir de păr n-are voie să-l miște din capul nostru fără aprobarea lui Iisus Hristos. De aceea întrebarea mea este, ești vie? Pentru că poate fi un smochin bun, dar dacă n-aparții de vie, la un moment dat vei fi expus atacului. La un moment dat nu vei fi protejat. De aceea cer tuturor fraților și surorilor, v-a născut din nou Duhul Sfânt, l-ați primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, aparțineți de o biserică, stabiliți-vă rădăcinile undeva. Smochinul are rădăcini. Frate, unde ești membru? Păi sunt de jumătate de lună aici la Emanuel, dar nu stau mult. Pentru că plec în altă parte. Bă, dar unde ai tu rădăcinile? Oamenii aceștia sunt atacați cu tot felul de lucruri. Oamenii aceștia au probleme în familie. Oamenii aceștia au probleme de relaționare. Oamenii aceștia sunt atacați cu bani împrumutați și nu-i mai dau înapoi. Vrem să-i ajutăm. Dar de unde să iei tu istoricul când el s-a plimbat ca turist spiritual printr-o grămadă de congregații și nu are rădăcini nicăieri? Vreau să le dăm o idee, așa, un ceai magic, ca ei să-și rezolve problema datoriilor. Nu putem. Nu avem de unde. Când în schimb, un smochin e stabil undeva, are rădăcinile înfipte undeva, produce roadă, stăpânul se ocupă de el în mod special, slăvit să fie Domnul. De aceea v-aș ruga tare mult. Nu există biserică perfectă. Nu există. De aceea vă provoc, stimații mei, nu o mai căutați. Fiți smochini în biserica în care v-a așezat Domnul. Și nu te interesa atât de mult câte struguri produc ceilalți. Să ai grijă să-ți produci rodul tău. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un lucru important pe care aș vrea să vi-l spun este că dacă în domeniul acesta al plantelor și al pietrelor lucrurile rămân, dacă ai plantat un copac în grădină la tine, te poți aștepta să-l găsești a doua dimineață tot acolo. Din punct de vedere biblic, cuvântul Domnului tratează pe credincioși ca pietre vii. Asta presupune că pietrele alea se pot mișca. Asta presupune că pietrele alea pot pleca.
Când zidești un zid de pietre moarte, le zidești acolo, a doua zi dimineață găsești tot acolo. Când sunt pietre vii, dacă nu i-ai făcut nunta la fată cum a vrut el sau ea, te-a lăsat și a plecat. Ți-a lăsat gaură în zid. De ce? El pleacă. El se duce. Dacă nu-l propui pentru comitet, pentru ordinare, pentru cine știe ce, dacă cumva îi spui să se pocăiască de un anumit lucru, el te-a lăsat și a plecat. Iubiții mei, întrebarea mea pentru voi este foarte clară. Ești în vie sau nu? Că doar acolo ești protejat. Că doar acolo ești ocrotit. Altfel s-ar putea să pleci și să lași via Domnului. Mă uit la un pasaj biblic care e foarte frumos și deosebit, unde Scriptura vine și spune în felul următor. Roman capitolul 8 cu versetul 38 începem. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Nimeni n-are putere asupra ta câtă vreme ești în via Domnului. Câtă vreme ești în biserica Domnului. Nici o făptură din asta nu se poate atinge de tine. Din tot tabelul ăsta lipsește o singură ființă. Tu. Tu ai libertatea să ieși din biserică, din vie când vrei. Dumnezeu nu te ține obligat acolo. Dumnezeu nu te obligă să te pocăiești. Dumnezeu nu te obligă să te smerești. Ai libertatea să ieși când vrei de acolo. Născut din nou, să ieși de acolo. Smochin, să ieși de acolo afară. De ce? Pentru că asta e libertatea ta de care tu răspunzi și vei da socoteală. De aceea Scriptura peste tot este plină, vegheați, fiți atenți, vegheați unii asupra altora, îndemnați-vă la dragoste și fapte bune, uniți cu credința voastră, faptă, cu fapta, cunoștința, că toate lucrurile acestea te țin în zona aceea de siguranță, de protecție, unde vierul are datoria să curăță mlădițele noastre, are datoria să ude pomul vieții noastre, are datoria să ne ocrotească de orice atac. Suntem în siguranță în brațele Domnului. Lăudați să fie Domnul! Un cuvânt al Bibliei pe care ne-l arată foarte clar este pasajul biblic pe care îl găsim în Coloseni, unde cuvântul Domnului ne spune de protecția noastră pe care o avem și pe care v-aș ruga în câteva cuvinte doar să ni le imaginăm. Și spune Scriptura Coloseni, capitolul 3, cu versetul 3, în felul următor. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. În momentul când ești în via Domnului, când ești în biserica Domnului, tu ești considerat că ai murit împreună cu Hristos și viața pe care o trăiești tu are o protecție, și anume, viața ta este în Hristos și în Dumnezeu. Dincolo de asta, este diavolul cu săgețile lui, cu arcul lui care trage săgeți nimicitoare către casa ta, către viața ta. Câtă vreme ai ieșit din zona asta, are efect. Dacă n-ai ieșit și rămâi în vie, când diavolul trage o săgeată spre tine, ca să ajungă la tine, trebuie să treacă printr-un cerc mai mare, care se numește Dumnezeu. Dumnezeu cântărește săgeata aceea și spune, nu poate rezista. Nu se mai roagă dimineața, nu mai citește Scriptura, o frâng. Și vine Duhul Sfânt undeva și spune, câte săgeți au fost trase spre tine, dar le-am frânt. Pentru că n-ai fost pregătit. Bun, dar după ce Dumnezeu spune totuși, viteza asta era prea mare, îi imprim o viteză mai mică, nu ajunge la tine, căci viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Al doilea cerc concentric care te cuprinde pe tine este Hristos, Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. El mijlocește la Tatăl pentru tine și spune, Tată, nu-i pregătit și frânge o serie de săgeți acolo. Și la un moment dat, Domnul spune, totuși, am să îngădui un semnal de trezire. Am să îngădui să se gripeze motorul pe drum. Am să îngădui asta. Bineînțeles că o să dea vina pe mecanic. Bineînțeles că o să dea vina pe ei care au schimbat uleiul. Bineînțeles, dar eu am să îngădui să se întâmple să se trezească, să-i rup ritmul. Da, doar atât, la cât o programa, diavolul am să îngădui numai atât. Și vezi că la un moment dat începe autostradă, bum, 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 mașina trage pe dreapta, se dă jos. Dom'le, chiar acum când mă grăbeam, Dumnezeule, unde ești? Păi da, Dumnezeu spune, Dumnezeu, dar le-am calculat din vreme, din timp.
La cât o pregătit diavolul pentru tine, o vrut să te lorbească cu paralizie. O vrut să faci accident mai încolo, să dea un tir peste tine, efectiv. Eu am spus că doar să-ți gripezi motorul și am pregătit altul să-ți dau după ce te pocăiești. Dar tu comentezi acum în drum, Dumnezeule, unde ești? Câtă vreme viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Știi că firele de păr din cap îți sunt numărate. Eu nu știu cât am avut vreodată, nu știu cât mai am acum și nu știu cât voi avea la sfârșit. Nu știu. Dar știți că Dumnezeu are pe cineva care îmi contabilizează ceea ce eu nu știu? Știți că El ne măsoară pașii noștri de priveag? Știți de asta? Dumnezeu se ocupă de toate aspectele vieții noastre. Bun, dacă ți se gripează motorul, dacă ai o anumită problemă, crezi că Dumnezeu nu știe? De cele mai multe ori intrăm în conflict cu El. Ce face El? Nu vede El situația prin care trăim? Și Dumnezeu spune, da, văd, nu mă aștept să vezi că te-am oprit, pentru că se urmărea ceva mult mai grav. Am îngăduit doar cât poți duce. Și cât poți duce, duc cu bucurie, mulțumindu-i Domnului, pentru că El limitează pagubile. Slăvit să fie Domnul! Gândește așa! Gândește-L așa! Este un test pe care ți-l dă Domnul totdeauna. Câteodată mi se întâmplă să merg undeva în țară și sunt, efectiv, nu văd bine indicatoarele și mai rătăcesc din drum. Nu spun, Domnule, trebuia să ajung și așa. Nu știu de ce Domnul m-a ferit pe drumul pe care trebuia să merg. Fac o colire frumos, liniștit, mai cânt o cântare, mă mai rog, plec și din timp, este adevărat, dar iau toate lucrurile ca fiind aranjate de cineva mai înțelept ca mine, mai puternic ca mine, care are miliarde de îngeri pe care îi trasează pe drumul meu și care îngăduie să uit, nu la voia întâmplării, și îngăduie să mă abat, nu la voia întâmplării, pentru că este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Credința se manifestă și în modul acesta. Când vezi circumstanțe și împrejurări pe care Dumnezeu implicit se le așează în drumul tău. De aceea e interesant a doua întrebare. Dacă ești smochin și nu spin, ești în vie? Ești la locul de protecție? Ești în biserica Domnului? Ai prins rădăcinile acolo? Bineînțeles că ești legat de rădăcini. Un smochin are o grămadă de rădăcini acolo. Psalmul 1 este un psalm care este dedicat tocmai legăturilor sau libertății. Și spune Scriptura că omului Dumnezeu care cugetă zi și noapte la cuvântul Domnului, care este în vie sau în biserică, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, a cărui frunze nu se vestejesc și că își dă rodul la vremea lui. Da, dar ăsta e legat, domnule. Ăsta e rob la pământul ăla. Mii de legături îl țin de pământul ăla care e udat din izvorul de apă. Mai târziu spune despre cei răi. Ei nu sunt atât de legați. Nu tot așa este cu cei răi. Ei sunt ca pleava pe care o bate în continuu în excursie. În continuu plimbați. Parcă stai și uiți ca pom, așa, tu trebuie să stai la izvor, legat, produci roadă, cânți în adunare, vii la repetiție, vrei să te smulgi câteodată, așa, dar nu, te țin legăturile acolo, trebuie să fii cu frații, trebuie să fii în părtășie, pleava să plimbă așa pe sub nasul tău, emisiuni în continuu. Dar spune Scriptura că pleava la un moment dat ajunge în foc, în cuptor, pe când copacul respectiv aduce roadă în continuu, slăvit să fie Domnul. De-aia e important să fii în vie, de-aia e important să fii legat acolo. Imaginați-vă că într-o zi copacul ar spune, vreau să fiu liber ca pleava. Mă smulg ca în puterea asta din rădăcinile mele și vreau să plec puțin în excursie cum pleava-i purtată. Dacă copacul face lucrurile acelea, singurul lucru care se întâmplă cu el este că se usucă, moare și este aruncat și el în foc. Pentru că libertatea lui de a fi ceea ce este să rămână lângă izvor, legat de pământul udat și să aducă roadă. Doamne ajută! Amin. Prima întrebare este, ești spin sau smochin? Dacă ești smochin, ești în via Domnului? Și a treia întrebare cu care vreau să închei, ca și smochin, aduci roada pe care o așteaptă Dumnezeu? Stimații mei, smochinul nu este adus în vie pentru frumusețe. Sunt pomi ornamentali, pe care îi pui, nu produc nimic, dar sunt frumoși măcar. Îi tunzi, cu tare, îi pui pentru umbră, smochinul nu e adus pentru frumusețe. Cu toate că foarte multe surori mai ales, dar și frați, cred că Dumnezeu i-a dus la pocăință că sunt frumoși. Și încearcă să păstreze nuanța asta.
Pe măsură și îmbătrânesc, trebuie să arate bine, domnule. Trebuie o grămadă de bani care trebuiau să meargă la orfani, care trebuia să meargă la văduve, care trebuia să meargă în misiuni, merg prin frumusețarea copacului nostru. O grămadă de bani merg acolo. Nu pentru că Dumnezeu e împotriva a felului cum arăți. Biblia ne spune să fim, să arătăm din punct de vedere îmbrăcați cu vincios, cu rușine, cu sfială, cu demnitate și așa mai departe. Dar o grămadă de bani se cheltuiesc doar pe concursul între noi, stimate surori și frați, de a arăta bine la casa Domnului. De a arăta bine. Și câteodată, permiteți-mi să vă mai spun ceva, de a umili pe frații și surorile noastre care nu-și permit cât ne permitem noi. Da. În casa Domnului sunt persoane care au 2-3 copii. Cheltuielile lor nu se pot compara cu acelui care are 10 copii. Mama aceea cu 10 copii nu-și poate permite rochiile pe care le poate nevastă mea permite să vie în adunare cu tot cu etichetă și cu cost și din marcă, pe unde ar fi. Nu-și poate permite. Totuși, de ce soția mea își permite așa? Pentru că luminește pe sora ei, fiica aceluiași tată, sub ochii tatălui care a sponsorizat-o. Cât credeți că putem face mișto de sponsorul nostru? Cât credeți că putem să-l irităm? Întâlnesc comunități, stimații mei, unde atâta îngrijim de pomul ornamental. Noi nu producem roadă, nu plecăm în misiune, nu facem ceva, sau dacă facem, facem ceva acolo, să fie așa. Cine rămâne de la rochițele noastre, cine rămâne de la toba de eșapament schimbată din inox la mașină, că doar trebuia neapărat. Te duci la magazin ca bărbat, îmi vii cu un braț de sculi. Cui îi trebuie? Tu nu lucrezi în domeniu. Dar mai iei ceva acolo, să fie, să fie, să aduci pe lângă. Și așa mai departe, surorile acum rând, i-am prins pe frați, nu-i așa? Toate astea sunt lucruri care costă bani. Chiar îți trebuie lucrurile respective? Ori fiecare bănuț care ți intră în buzunarul tău, îți intră că cineva ți-a dat înțelepciune, ți-a dat loc de muncă, te-a protejat la plecare, la venire, pe șantier, ca banii ăia să fie chivernisit. Cât cheltuiești pentru frumusețarea ta? Văd oameni care efectiv nu-și pot accepta statutul. Nu pot accepta, de exemplu, că au chelit. Nu pot accepta. Eu am acceptat, slăvit să fie Domnul. Fratele meu de credință. Numai vreau să vă spun, sunt oameni care trec prin anumite traume de genul acesta. Biblia prezintă că starea asta de chelie sau, cum o numește Vechiul Testament, pleșuv, nu este o stare de necurăție, nu este o stare de păcat. E o stare pe care Dumnezeu o îngăduie și mulțumim Domnului pentru că suntem așa. Surorile, frații, pot să se uite la aceste aspecte, să vadă, măi, Dumnezeu mă ține în poporul Lui pentru frumusețarea mea. Nu vreau să vă spun mai mult din domeniul acesta. Vreau să vă spun doar că am ajuns să luăm banii Domnului și să nu mai trăim ca smochini aducând roada pe care o așteaptă Dumnezeu, ci mă întâlnesc cu femei și bărbați care vin la evangelizare la noi în anumite comunități și spune, domnul pastor, mi-a plăcut corul, e muncă în spate, mi-a plăcut mesajul, mi-a plăcut atmosfera. Sincer să spun, aș mai veni, dar nu mai pot veni. Nu pot să țin pasul cu doamnele și domnii de la voi. Dar de ce? Cu cultura lor? Nu, nu, nu. Uite cum vin îmbrăcați. Vin anumit ca să ofenseze pe cel ce n-are și eu nu-mi pot permite. Ajunge biserica un loc de etalare unde smochinii sunt de frumusețe. Ori smochinul nu-i pus niciodată pentru frumusețe. Totodată smochinul are frunze care fac procesul de fotosinteză, dar nu frunzele este cel ce îi dă dreptul smochinului să rămână acolo. Există foarte mulți oameni care vorbesc, frunzele reprezintă vorbele. Veți vedea că și vorbele folosesc la vindecarea neamurilor. Dar există smochini care au tufă de frunză. Cauți în ei, nu găsești o smochină. Dacă vorbești cu ei, frate, uite, vrem să facem, vin la cor, vin! Mă duc în misiune, când vreți, pun mașina la dispoziție. Băi, dar tu unde ești? A fost așa, numai v-am dus eu în eroare, dar eu nu mai vin. Pentru că el numai frunză. N-ai și pune bază pe el, pentru că frunzaraia lui, asta produce de când în el, doar frunză. Spune că dă, dar nu face nimic. Promite, dar nu face nimic. Pentru că e numai frunză. Nu uitați, stimații mei, sunt smochini care au fost blestemați pentru că au avut doar frunze.
Doar frunze. Spune cuvântul Domnului că într-o zi Domnul Iisus a trecut prin lângă un smochin și a vrut să caute rod, că frunze avea. Și n-a găsit. Și pentru că n-a găsit, l-a blestemat și a zis în viață să nu mai rodești. Și Biblia mai sublinează ceva. Nu era vremea smochinilor. Biblia mai sublinează ceva care intrigă. Băi, nu era vremea smochinilor. Și Domnul blestemă că n-are rod. Băi, dar nu-i vremea. Dacă citești acum așa, rămâi blocat că Domnul face o nedreptate în domeniul plantelor, a pomilor. Că bleastă un smochin care nu era vremea. Nu, la evrei era altă. Smochinul producea de câteva ori pe an. Și cel proprietarul smochinului nu trebuia să culeagă tot din smochin. Să culeagă partea lui și o parte să rămână pentru trecător, pentru orfan și pentru văduvă. Da, putrizește pe copac. Nu-i treaba ta. Rămâne acolo să cadă jos. Nu-i a ta. E a năcăjitului și a trecătorului. Când Domnul Iisus a trecut pe acolo, căuta tocmai smochinile alea, care trebuie să fie acolo. Proprietarul barbaritat. O zic că smochinul e al meu, eu am grijă de el. Ei, Domnul spune, las că te-i rezolv, eu să nu mai zici tu că e al tău. Să nu mai producă rod în viață. Știți că în buzunarul nostru intră partea Domnului? Știți că în buzunarul nostru și în viața noastră intră partea celui ce nu vede? Știți că am avut colegi și la un moment dat au avut un accident, fie de mașină, fie de cutare, și nu mai pot munci ca noi? Știți că există familii care au copil de un handicap sau fel altul, l-a lăsat Dumnezeu în familia respectivă, dar e ca și al meu. Știți că banii care intră în buzunarul meu și a orbului, și a năcăjitului, și a celui care e paralizat, și a celui care n-are de muncă, și a celui care a căzut de pe schelă, și a celui care e la spital, e în buzunarul meu? Când eu iau banii Domnului și transform în fustiță pentru nevasta, când eu iau banii Domnului și transform în lucru care și când trebuie mie, în momentul respectiv Domnul vine și caută partea Lui. Și când eu am cheltuit-o pe toată, nu te mira că rămâi fără muncă. Nu te mira că sponsorizarea se anulează. Nu te mira. Foarte mulți oameni am întâlnit care în vremea lor bundă au crezut că fac în așa fel încât să-i umilească pe toți ceilalți. Și într-o zi Dumnezeu l-a limitat. Am întâlnit oameni prin Spania care aveau dită, care aveau cutare, veneau la biserică, picior peste picior, cu ochelari de soare în adunare, stăteau și se uitau, corul trebuie să cânte cântarea aia, dirijorul. Când ai puțin bani în buzunar, știi bine să iei la muzică? Când la un moment dat se ridică frații conducători să cânte cântarea aia, tot el știa, banii știa cum se conduce adunare. Banii îți dau o falsă siguranță. Știți că la un moment dat, după ce au făcut multă vreme așa, a venit Dumnezeu și a spus, ajungi cu sponsorizarea. E adevărat că veneai la biserică cu o mașină grozavă. E adevărat că râdeai de aia care veneau cu biciclete la timpul respectiv, de pe unii veneau de pe ogoare sau de pe la cules de portocale sau mandarine. E adevărat că... Dar din momentul ăsta s-a terminat sponsorizarea. S-a dus ochelari de soare, dintr-o dată a început să aibă și el antenii la rugăciuni. Doamne Iisuse, dacă îmi mai dai odată firma, dacă îmi mai dai odată oamenii, și Dumnezeu îi șoptea, nu-ți mai dau că am văzut ce ai făcut cu ce ai avut. Nu-ți mai dau. Ai avut. Ți-ai bătut joc. Ori, iubiții mei, când suntem smochini, Dumnezeu ne cheamă să producem o roadă pe care o producem numai noi. Aveți grijă la frunze. Foarte multe imagini emeze pe baza asta de frunze. Pentru că mai am puțin timp, vreau să vă spun că a existat o vreme când frații din Dumbrăveni, unde slujesc actualmente, construiau casa de rugăciune. Și o trimis la toți dumbrăvenenii din diaspora, și de prin Viena, și de prin Italia, și de prin Spania, Germania, pe unde erau, măi, mai avem nevoie de fonduri și terminăm construcția. Frații din Dumbrăveni au spus, da, cum să noi vrem să vă ajutăm. Numai să vină păstorul la noi, să predice aici, noi facem o colectă și așa arată mai bine decât toți trimitem noi bani acolo. Frații, nici una, nici două, ne-au cumpărat bilete și la avion, frate, vizionă, pleci în misiune. Bă, dar eu sunt de acord, tu ești păstorul bisericii, pleci în misiune. Și am ajuns tot așa, mi-aduc și acum aminte că am ajuns undeva în Italia și eram, s-au adunat toți cei din Dumbrăveni la un loc și discutam și fiecare spunea, frate, pentru biserica din Dumbrăveni pot să dau 50 de euro. Atâta pot să pot, mai târziu am mai dat și o să mai dau, atâta pot, am niște credite, am... Dom'le, nu trebuie să-i explici, fiecare. Și să tăia chitanțe pentru ei. Unul spunea, acum pot să dau 100 de euro, altul mai mult, altul mai puțin. Și când eram noi la acolo, împreună cu un coleg care a venit cu mine și el tăia chitanțele, apare cineva și spune, frate Virgil și celălalt frate, n-am venit cu ceva să vă dau aici,
dar vă rog frumos să veniți la noi acasă, că am pregătit ceva pentru biserică și cât e un cadouaș pentru soțiile dumneavoastră, că ele nu-s venite cu voi și așa mai... Am terminat rep de treaba cu ceilalți acolo, că ăstea avea ceva special, da. Ăștia, la 50 de euro, cum era acolo, dar ăștia aveți și ceva pentru soțiile noastre acolo. Am terminat, fraților, ne vedem așa, dacă ați terminat, am plecat acolo. Când am ajuns la ei acolo, ne-au dat o înghețată, cred că nu mai mâncau copiii lor. Ne-au dat înghețata aceea și în timp ce o mâncam așa, să-i spuneam, și care, ce vreți pentru biserică? Nu, pentru biserică am zis așa, dar nu putem să dăm nimic, așa, bun, hai că nu ies pentru biserică, dar ce avem noi acolo așa, restul, frații mei, știți cum n-ați primit dumneavoastră de la ei ceva, așa n-am primit noi? Ne întorceam acum de la oamenii ăștia, băi, am mâncat înghețata aceea, nu mi-e bine de la ea, dar pentru biserică nimic, pentru soțiile noastre nimic. Ne-am întâlnit cu un smochin cu multe frunze. V-ați prins, mulțumesc frumos! Știți că de foarte multe ori cam asta facem și noi? Când spunem că venim, când spunem că slujim, când spunem că-s la timp, când spunem că sunt multe frunze în viața noastră, ori Dumnezeu, atenție, are struguri cât vrea. Tu ești unic. Te-a adus în biserica lui să produci smochinele tale. Te-a șuga, produci ceva? Pentru că nu ajunge să ții pământul, umbră degeaba. Și când ai al treilea an, că atenție, nu-i forever, te-a pus Dumnezeu acolo, ori nu-l mai poți scoate. Nu, nu, stăpânul spune, taie-l. Și vine vierul care e la dreapta tatălui și spune, tată, anul ăsta îl săp de zdur împrejur, spătrund apa mai repede la el. Nu numai atât, pun gunoi la rădăcină. Știți ce gunoi, spunea apostolul Pavel, lucrurile care altă dată pentru mine erau câștiguri. Le-am socotit ca un gunoi. Adică titluri, adică ranguri, adică prietenii cu oameni mari, adică prietenii cu marele preot, adică cu celebrități, adică cu lucruri pe care le-am bun, le îngrămădește acolo la rădăcină să producă roadă. Și mă vezi cu omul spune, frate, nu pot veni acum la adunare, nu ne-o mărs, dar acum câștig de numai. E ultimul an cu gunoi. E ultimul an cu gunoi. Nu te lua când ai timp de repetiție. E ultimul an când s-a pus gunoi. Că dacă nici acum cu gunoi nu produci, cu toată dorința vierului de a mai te scuti, 4 ani sunt maxim. De aceea e important, fiți foarte atenți. Frații mei și surorile mele de credință au rămas în lumea aceasta laureați ai premiului Nobel. Au rămas oameni mai capacitați și mai deștepți ca noi. La ora asta lucrează în laboratoare pentru noi. Să descopere leacuri, să descopere tratamente și lucrează din greu. Să vedeți câtă școală au astea, pe tine și pe mine. Dumnezeu ne-a smuls din lumea aceasta și prin credința în Iisus Hristos din spin, cum eram, de Moldova, de Ardeal, de ce eram, a făcut smochinea mântuirii. Ne-a adus în via Lui și ne-a pus la oaltă cu Petru, cu Pavel, cu toți ceilalți, ca la vremea asta să producem roada noastră. V-a șugat tare mult. Fiți foarte atenți ce faceți. Sunteți o priveliște, suntem înconjurați de martori care la vremea lor cu greu au adus pocăița, dar au adus roada care trebuia. E rândul nostru să stăm înaintea Domnului. Pentru că dacă nu-ți faci menirea și nu-ți atingi domeniul tău, nu mai are sens să trăiești, te taie. De aia este pasajul ăla de mai sus cu galilienii. Toți ceilalți galilieni nu erau mai grozavi. Dar dacă nu te pocăiești de această stare a ta, când leși așa lucrurile să treacă pe lângă tine, când nu te gândești de ce m-a adus Dumnezeu, care-i slujba mea, care-i lucrarea mea, ce ar trebui să fac eu în biserică, aș vrea să vă spun, există un moment când vierul nu are numai foarfecă să curățe, are și topor care este înfipt la rădăcina pomilor și ești înlocuit cu altcineva. Uită-te ce rod ai adus. Uită-te de când te-a adus Domnul în biserică, cu ce dar ai lucrat? Care-i câștigul viei Domnului că ești tu acolo? Care-i lucrarea ta pe care trebuie să o faci aici? Bineînțeles că tu visezi să faci vindecări și minuni prin Africa sau prin Asia, dar Dumnezeu te-a chemat aici să încurajezi aici. Dumnezeu te-a chemat după ce se termină slujba să îmbărbătezi pe cineva care a venit la repetiție, tu n-ai vocea lui, dar îl îmbărbătezi. Măi, ați avut o slujbă deosebită, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ai făcut lucrurile acestea? Cu ce cheltuiești resursele pe care Dumnezeu ți le-a dat? Ori în seara aceasta vreau să vă repet încă o dată cele 3 întrebări
la care personal și voi și eu trebuie să ne răspundem. Ești în continuare spin sau te-a transformat Hristos în smochin? Dacă ești smochin, ești în via lui Hristos, că poți pleca, te poți duce. La un moment dat tot te muți așa de tare că când vine vântul și bate peste grădina Domnului, nu rămâi în picioare, că n-ai rădăcinile prinse undeva anume. Și dacă ești smochin, aș vrea să te întreb, ești cumva smochin de frumusețe? Ești smochin cu multă frunză? Sau produci roada pe care o așteaptă stăpânul, care spune, am struguri pe diferite soiuri și pe diferite mărimi și via produce rod. Am un smochin care ești tu și tu produci roadă și sufletul meu și gura mea se îndulcește cu roadele tale. Dacă ți-ai atins scopul ăsta, nu contează ce se întâmplă în lume, nu contează că turnul Siloamului cade, nu contează că tirul intră pe contrasens, pe tine Dumnezeu te va păstra pentru roada ta, slăvit să fie Domnul. Amin. Altfel, dacă nu ne pocăim, spunea Biblia, toți vom pieri la fel, adică înainte de vreme. De aceea, v-aș ruga și vă provoc, frații mei, să căutăm să rămânem în harul lui Dumnezeu. Amin. Și să facem voia lui. Amin. Amin.